Pentru început, vreau să vă comunic până la subiect, că au fost retrase de ordinea de zi următoarele proiecte. De hotărâre numărul 268, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului specializat al Consiliului Județean Constanța, proiectul de hotărâre numărul 207, privind repartizarea de unități administrative teritoriale asumă de debarcate de unități de apă pentru finanțarea cheltuielilor pe dintre unele județene și comunale, ca urmare a verificării din bugetul de stat în 2022. S-a alergat și proiectul de hotărâre numărul 196 USR. Ca atare, sub un ordine de zi, toate proiectele care le aveți sub noastră. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu sunt. Din 11-10-2022, din ședințe ordinare din 21 septembrie 2022 și a ședințe extraordinare din 6 octombrie 2022. Cine este pentru? Numărul 266 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2022. Vot, vă rog. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu sunt. Punctul 2. Proiect de hotărâre numărul 267 privind aprobarea organigramei și a statului de este retras. Ai scos? 267. Aprobarea organigramei și a statului de funcție ale aparatului de specialitate Consiliul Județean Constanța. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 5, 6, 7. Proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 269 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru direcția de bază a județului Constanța. Vot, vă rog. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Cine se abține și un vot împotrivă? 6 Punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 270 privind aprobarea achiziției serviciului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor direcției de bază a județului Constanța. Vot, vă rog, cine este pentru? Abține? Împotrivă?